Frecvența gustului la Europa FM. Bună seara, dragii mei. O nouă seară de vineri, o nouă emisiune Frecvența gustului. De data asta o emisiune specială pentru că este o emisiune de suflet. De la începutul emisiunii mele la Europa FM mi-am dorit un subiect care să fie aș spune pe placul tuturor. Și aici este vorba de pâine ce înseamnă pâinea pentru un român, ce înseamnă ea în meniul nostru de fiecare zi. Cum ar fi salata de vinete, sau eu știu, telemeaua cu roșii, sau untul cu sare, fără un colț de pâine bună? Din păcate, pâinea în ultima vreme a fost pusă pe lista neagră, pentru că nu e așa, toată lumea bănuiește, știe, că pâinea îngrașă. De fapt, veți afla în această seară, nu că pâinea îngrașă, ci mai degrabă ce punem pe pâine îngrașă. Însă pâinea asta noastră, cea de toate zilele, trebuie a fost și trebuie să rămână în continuare un aliment de bază. Știți că și în post a, trebuie să mâncăm pâine, știți că pâine are și o semnificație biblică, da, cu pâine și vin, vorba aceea, Iisus Hristos a, a hrănit omenirea, este un lucru care arată ospitalitatea, ți se dă un colț de pâine cu sare când ești poftit într-o casă de români, și ce să vezi, nu știu dacă mulți dintre voi știau, dar eu jumătate sunt moldoveancă, așa că astăzi povestea pâinii, să știți că o să o aflați de la Iași, pentru că aici, în Moldova, oamenii știu să facă pâine. Stăm de vorbă în seara asta cu domnul Ștefan Holicov, care este fondatorul Panifcom. Ei bine, aici la Panif.com să știți că povestea pâinii se scrie într-un mod aparte, tocmai pentru că oamenii aceștia își doresc o pâine cu etichetă curată. Și etichetă curată înseamnă o făină de calitate, un proces tehnologic care să cuprindă doar ingredientele esențiale, înseamnă timp și răbdare și multă pasiune. Așa că vă invit să aflăm împreună ce înseamnă o pâine cu etichetă curată și cât de importantă este pâinea în viața noastră de zi cu zi. Bună seara și vă mulțumesc că ați răspuns invitației. Bună seara, bine v-am găsit. Spuneți-mi, domnul Holicov, cum de-ați ajuns să faceți pâine? Pentru că nu cred că e o treabă ușoară. Eu îi mulțumesc Lui Dumnezeu că m-am născut într-o familie foarte numeroasă, cu 10 frați. Zece <laughs> frați, da! Când se întind 10 mâini după un colț de pâine, chiar trebuie să fie mâncare pe masă. Și bunicul meu a avut o moară. Și de acolo tradiția au plecat, tata, frații și după aia mulțumesc lui Bun Dumnezeu că am cunoscut pe asociatul meu, Bălănici Liviu, și am început să facem o moară de greu, după aia am început să facem brutărie la țară, că am zis că facem pâinea tradițională pe aia pe vatră, cum era pe timpuri. Deci pâinea bunicii ați vrut să -o, o împărțiți la mai mulți oameni. Spuneți-mi, rețeta aceasta de la bunica este o rețetă scrisă? Cum se face? Ce înseamnă o rețetă din străbuni când vine vorba de pâine? Cu ce se făcea pâinea în, înainte? Ceea ce mai le eu când eram mic, bunica punea pe sobă, cam, cam cum punea toate bunicii sau oamenii noștri. Făină, apă, sare și să lăsa... La... Era cu, cu ce dos pe pâinea? Fără droj, Adică, na, cine mai găsea la magazin drojde, punea și drojde, dar în general spunea apă, făină și sare. S-a lăsat la dospit, s-a aruncat, așa se făcea... Se frământa, frământa nu? Se frământa, se lăsa pe știți cum erau și se, și se, cocea la vatră cu lemne, adică nu era, nu era altă variantă. Da. Și acum rețeta asta din bunici mai este ea, să spunem, de actualitate? Mai există pâine care să fie făcută așa după rețetă tradițională? Mai găsim cuptoare cu lemne în care să coacem pâine? Noi chiar cuptorul la vlădeni când am luat atunci era chiar cu lemne. Și nici noi nu aveam experiență atunci a, a face pâine. Vream să facem produse cât mai naturale, având în vedere că aveam frați mulți și am zis, băi, să mâncăm ceva bun. Așa am fost care uh, educat în familie. Uh, dar după aia, uh, vorbind cu specialiștii care nu neapărat să pui lemne la un uh, cuptor, foarte importantă e, foarte importantă e uh, rețeta. Și atunci noi am încercat să, să avem uh, teren agricol, îmi spunem un grâu sănătos, după aia să avem un depozit, unii să punem cereal în condiții optime. Deci un fel de, adică de la, de la producție, de la materia primă până la produsul finit, să spunem așa, să fie totul controlat și totul de cea mai bună calitate, pentru că o pâine bună nu poate să fie obținută decât dintr-o făină bună. Cum anume, să spun așa, la capitolul calitate, cum trebuie să fie miezul, cum trebuie să fie coaja, cum influențează calitatea făinii, eu știu, pâinea în final? Cum vă dați seama că este o pâine mai puțin bună sau a fost o făină mai puțin bună? Putem să o, din gust, din miros, cum o evaluați? Cum știți că a crescut bine? Din experiența mea, la pâini, trebuie să o miroși, să pești pe pâine dacă își revine. Sunt niște chestii care tehnici, dar... E foarte important să știi sursa. Acum, la ora actuală, tot se spune lumea, nu mâncați pâini când nu știu, ce în graș. Sunt de acord, dar o pâine care ai o etichetă curată pe ea sau citești un pic despre ea, să știi de unde vine făina, de unde vine... Uh, Grâu, am greșit universul de astăzi. Dar nu, dar este o chestiune, apropo, și de încrederea în producător, da? Ce înseamnă etichetă curată? Că e un, e un termen care, care vă definește pâinea. Etichetă curată la pâine înseamnă o, o etichetă care să conțină cât trei ingrediente, nu? Făină, apă, sare, și, sare drojdie. și drojdie. Da? Deci mai curat de atât nu se poate. Însă grâul respectiv trebuie să fie... Și aici există calități de grâu? Există... Prec, trebuie grâu de panificație, special ca să aibă nu uh, poți să pui un grâu care mai este cu, acum cu Ucraina, zice, gândit, zice secretele, da, de, da, de da, care normal, nu poți să faci o făină și o pâine bună într-un grâu care nu e de calitate. Uh, apoi, din punctul de vedere al uh, uh, nici nu știu, uh, calităților pe care le cere piața, ce ați observat? Cum este consumatorul român? Pentru că de multe ori eu din uh, poziția medicului nutriționist, spun de multe ori, devină, noi consumatorii pentru că, iată, la capitolul pâine ne dorim să fie pâinea și pufoasă, să rămână, dacă se poate, proaspătă cât mai multe zile, să nu mucegăiască, să fie, dacă se poate, și ieftină și atunci toate aceste cerințe ușor nerealiste pe care le avem, nu întotdeauna pot fi puse și în practică de producători. Ce ați observat? Care pâine se, se caută mai mult în, în România? Ce preferă românul Din păcate, eu am mai spus o de mai multe ori noi educația Spuneți-o, în spuneți o În a, în a, în a mânca, îi... A din n timpul școlii. Se... Că nu avem cărți de nutriție în școală, nu avem în familie obiceiuri, iată, nu mai stă lumea la masă împreună și atunci, iată, sunt copii care, care se învață, sau, mă rog, cărora mamele de frica îngrășatului le, le prezintă pâinea ca pe un produs periculos pentru siluetă și acești copii e riscant că îi creștem într-o direcție greșită. Deci, nu pâinea nu are, nu are voie să fie niciun fel acuzată de vreun rău pentru că nu pâinea. Ne face rău, ci poate prea multă pâine, sau, cum spuneam înainte, ceea ce punem pe pâine este mult mai concentrat în calorii și mult mai vinovat pentru silueta noastră decât pâinea în sine. Deci, până la urmă, românul ce consumă mai multă pâine albă sau mai multă ce caută? Românul consumă mai mult pâine albă. Așa e normal. să consum și pâine albă, să consum și pâine neagră, și pâini cu seminții. Este foarte important. Ca noi, când luăm o pâine, să, să citim pe acel ambalaj cum este făcută. Că la ora actuală, din păcate, se pot, prune, se pot, pune, tot felul de produse chimice care să ajute, să zic așa, aluatul respectiv să, să fie, nu știu, să crească și să fie gustos. Nu-i așa? Adică eticheta curată nu e, nu e, un lucru ușor când vine vorba de pâine. Nu, ușor, foarte greu, din cauza ca să obții o pâine de calitate constant zi de zi, trebuie să faci niște pași foarte foarte lucruși, clar foarte și probabil clar, există proceduri și, foarte... și există și niște timpi care trebuie să respectați pentru că asta mi se pare că este păcatul nostru suprem al societății noastre, vrem ca totul să fie repede și mai vrem să fie și bun. E nu întotdeauna se poate și bun și repede. La capitolul pâine, cred că e e nevoie de niște timp acolo în rețetă care să lase drojdia, făina, să dospească, lucrurile acestea fac diferența în final la gust. Nu-i totuna să fie aluatul, eu știu, frământat în trei ore și deja băgat la cuptor sau lăsat la dospit și, și, așteptat? Noi am investit foarte mult în panificații. Avem, de exemplu, pentru tancuri de mai avem 5 tancuri de maia care lăsăm să fermenteze și totul este controlat, care după aia vin în Malaxor și atunci pâinea noastră, adică costurile sunt mult mai mari față de alt producător de, de pâini, care nu are totul climă, totul cum avem noi. Timpii aceștia respectați. Ați pomenit cuvântul Maia. Ce este de fapt Maiaua? Pentru că foarte multe persoane, să spun așa, nu realizează Cultura asta de maia, ce presupune? Există niște selecții speciale de, a, eu știu, a, a drojdilor respective? Există, am înțeles că maiaua poate fi transmisă din generație în generație, poate fi crescută, iată, și îngrijită ca un animal de da. companie. Cum e maiaua? Aici e o poveste mai lungă cu maiaua. Așa. Prima, primul cuib din maia l-am avut din din, din Germania care tot l-am l-am mulțit. L-ați hrănit și l-ați mulțit. Da. În Nemții e adevărat că au o tradiție îndelungată în, în, producția pâinii și mai ales a pâinii acesteia gustoase și dense, pe care noi românii, să zic așa, nu, nu iubim, sau mă rog, nu, nu apreciem foarte mult. În ce alte țări ați mai căutat? <laughs> Cuiburi de maia? <laughs> care mai, e experiența? Am fost cam în toată Europa, care, na, am investit în pâini și am vrut să să ne informăm ca să putem face cea mai bună pâine din zona Moldovei sau chiar din Ajungeți țară. și la București la un moment dat o să, da, no, să toată țara, așa că tot... Uh, am înțeles că aveți chiar și un... Uh, chiar numele dumneavoastră este dat unui sortiment de pâine, da? Sunteți ca Ștefan cel Mare care a pornit în... E nici în, chiar așa. <laughs> în cucerirea... Nu, am vrut uh, ca pâinea aia respectivă să, să... știți cum e... să nu aibă nimic decât apă, făină, un pic de drojdie și mai am. De. Și să fie, adică să fie foarte sănătoasă. Și lucrul acesta vă dă satisfacție și l-ați reușit, consumatorii sunt, apreciază. Am fost, trebuie să recunosc, dragi ascultători, anul trecut de Sfânta Paraschiva, că tot se face atunci un, o întreagă procesiune la ea, și apropo de moaștele Sfintei, nu am știut că în aceeași zi, iată, se suprapune cu o sărbătoare a pâinii pe care cei de la Panifcom o, o, nu o ratează sau au inventat în fiecare an, am, para, am participat la această caravană în care, ca un gest frumos, pentru că pâine înseamnă ospitalitate și generozitate, se împart tone de, de pâine cu bună și cu etichetă curată pe stradă, pentru că a primi un colț de pâine, de pâine gustoasă mi se pare un gest de suflet. Deci, iată, pâine, așa, trebuie să rămână prezentă în în viața noastră și în meniul nostru de zi cu zi. Aici aș vrea să vă um, ofer eu câteva să spunem așa, calități sau, mă rog, recomandări din punct de vedere nutrițional. Să știți că pâinea, cu toate că o acuzați că îngrașă, ea are doar 240 de calorii în medie pe 100 de grame. Asta înseamnă în jur de 80 de calorii pe felie, lucru care este aproape nesemnificativ în comparație cu, ce să vă zic, nu știu, mezelurile și brânzeturile care se apropie de 400 de calorii 100 de grame și, atenție, 100 de grame de brânză e așa un cubuleț, da? față de lucrurile care conțin ulei și aici includ inclusiv salatele, nu întâmplător am zis salata de vinete, deci salata de vinete îngrașă mult mai tare decât pâinea pe care o punem, da? Nu mai vorbesc de unt, nu mai vorbesc de tot ce înseamnă lucruri care sunt făcute cu sos și cu ulei mult, deci da, e adevărat, pâinea mai degrabă, aș spune, ne stimulează apetitul, pentru că una este să mănânci, nu știu, o tocană sau, nu știu, niște ardei umpluți sau niște sarmă ales sau eu știu orice alt fel de aperitiv de mezeluri de brânzeturi fără pâine și alta altfel parcă ți se deschide pofta când ai și o felie de pâine bună. Nu există o pâine să zic sănătoasă și alta nesănătoasă. Să nu credeți vreo clipă că pâinea albă este mai puțin valoroasă. Pâinea integrală și pâinea din, din făină, să spunem, ne, fără tărâțe, din punct de vedere al îngrășatului, are aceeași valoare calorică. Ce are în plus pâinea integrală este un aport de fibre. Însă fibrele nu conțin calorii, doar ne ajută digestia din punct de vedere mecanic. Atenție mare, pâinea integrală de obicei este mai densă. Deci, la volum egal, am putea spune pâinea integrală îngrașă mai tare. Când, a, când vorbim de pâinea integrală, aveți grijă să tăiați felia mai subțire, pentru că la cântar nu mai are 20 de grame, s-ar putea să aibă 30. Deci, nu faceți greșeala crezând că dacă mâncați pâine integrală, ea nu îngrașă, îngrașă la fel ca și pâinea albă. Depinde și... cât se uh, consumă. Exact, doza. Mândici face o pâine, Normal că, că pâinea îngrașă, dar nu poți să dai vina pe pâine right. pentru că a fost o pâine. Iar la capitolul prezență în farfurie, apropo de, să zic așa, farfuria ideală și alimentația echilibrată, din nou vă amintesc, o farfurie ideală pentru un adult trebuie să fie plină jumătate cu legume, un sfert să fie proteine, adică carne, pește, brânză, ou și celălalt sfert să fie făinoase. Ei bine, în sfertul ăsta acordat făinoaselor pot să fie una, două felii de pâine sau dacă nu avem pâine putem pune orez, paste făinoase, mămăligă, cartof, însă pâinea este cea mai banală sursă de carbohidrați din acestea glucide cu absorție lentă care ne aduc amidonul necesar să spun, funcționării organismului. Acest amidon ne ajută în efortul fizic, este esențial pentru copii, atenție, copiii trebuie să mănânce jumătate din farfurie să fie făinoasele, da? Deci copilul mănâncă pâine și culmea mănâncă pâine albă. O altă greșeală pe care o fac mămicile, dau copiilor pâine integrală, crezând, iată, că are mai multe beneficii, însă acele fibre sunt agresive și dacă copilul este prea mic pot determina intoleranța alimentară dacă fibrele sunt în exces. Țin minte că la, la țară, dacă să zicem așa ca și obiceiuri la bunica, țin minte că pâine albă se ținea tot timpul pentru cozonac, da? iar pâinea albă, albă, exact, făina albă, făină albă, da, iar pâinea neagră era considerată pâinea omului mai sărman, da, deci cu cât erai mai bogat și mai, și aveai posibilități, făina era, iată, mai albă. Așa și pentru copii, deci dați copiilor pâine albă, pentru că Trebuie este... Echilibru. Echilibru, da, echilibru și... Dacă mergem în... Iertat, dacă mergem, de exemplu, în... Iar în Italia au fost asociatul meu acum vreo săptămână ei la ora 1, la ora 3 au închis pauza de, pauza masă, de masă, pe care o respectă toată lumea. Bravo, da. da. Și pe, când, până ce vine meniu, până așa, pe masă ai două trei feluri de pâine, albă, neagră, cu semințe, Și pe care le mănânci și, cu un pic de ulei de măsline. Corect, și aia da? mănâncă foarte ok. Și nu-și pune nimeni și problema, nu pune problema da, să că, se, că se îngrașă. Și mai este un lucru important, că toți ați adus aminte de acest obicei, au mâncat la prânz, dar până la șase seara toate restaurantele sunt închise. Deci, aici, din nou, greșim noi când mâncăm așa haotic, nu avem un ritm al meselor corect, ori lucrul acesta se învață în familie, iar bunele obiceiuri, culmea, nici măcar nu se învață în teorie, ci mai degrabă felul în care părinții se comportă, sunt oglindă pentru copii, iar copiii vor imita uh, obiceiurile pe care le văd acasă. Eu nu-mi aduc aminte de bunica mea, să fi ronțăit vreodată, între mese, nu că ar fi avut vreun produs de ronțăială ambalat prin dulapuri, însă niciodată nu, adică felia de pâine era inclusiv la masa de seară cu o cană de lapte sau eu știu, în post când era mâncată pâinea cu niște sâmburi de nucă și uh, ziceau boda proste și mulțumeau lui Dumnezeu că au ce să pună în farfurie deci uh, noi uh, dacă ne pierdem încrederea în mâncare și dacă uh, uh, eu știu acuzăm pâinea că, nu, că ne face, eu știu, ne îmbolnăvește, ne îngrașă, nu ne dăm seama că otrăvindu-ne pâinea ne otrăvim viața și lucrul acesta este dramatic și aproape că aș spune de, ne, de, neiertat. Deci nu avem voie să vorbim rău despre pâine. Și... Pentru creier, dacă la un doctor și spune nu mai mânca, această interdicție... Ar fi, ar, fi, automat, ar fi bine să te mai duci la alt doctor. Ca, să, <laughs> și, ca altfel intri în depresie corect, în momentul în care... Pâinea care ești din mic, da. și eu pe masă, ai văzut până tot timpul și atunci... Un colț de pâine nu are cum, adică e pe gust oricui și asta e inclusiv la copii foarte frumos să observăm cât se chinuie mamele la diversificarea alimentației. În momentul în care copilul e foame, ia de pe masă un colț de pâine, așa goală și dintr-o dată este satisfăcut și este sătul, tocmai pentru că acest amidon din pâine ne aduce acea glucoză cu care funcționează toate celulele și care se absorbe lent. De deci niciodată, dragii mei, pâinea nu, o să îngrașe dacă este mâncată cu moderație da? uh, și dacă uh, uh, face, cum să spun, și dacă, dacă, este combinată cu produse care, iată, nu conțin făinoase, nu conțin carbohidrați. Ah. Pentru că, din nou, vorbim de echilibru. În brânză, în carne, în pește, nou avem doar proteine și grăsimi. Într-o farfurie ideală, proteinele, grăsimile trebuie să fie completate de carbohidrați. Chiar în nutriție există acest dicton care spune lipidele, deci grăsimile, ard în focul glucidelor. Paradoxul este că slăbim mai bine și ne menținem rezultatele, sunt mai stabile. În momentul în care în cura de slăbire, așa să spun, permitem și o felie, două de pâine pe zi, decât să spunem mâncăm dietă proteică, scoatem cu totul pâinea, creierul nostru, cum bine spuneați, o să îi ducă Plicez. dorul pâinii, da? Și la un moment dat vom pune punct curei de slăbire pentru simplu fapt că ne e poftă și ne e dor de pâine și ne vom reîngrășa. Deci mai bine sfatul meu este să păstrați pâinea în alimentație într-o cantitate mai mică decât să credeți că puteți trăi fără pâine. Pentru că vă promit, în momentul în care dispare pâinea, dispar o mulțime de mâncăruri savuroase și gustoase care nu pot fi consumate fără pâine. Nu putem să mâncăm telemeaua goală, nu putem să mâncăm untul fără pâine, indiferent ce ne promit dietele proteice. Dar deci un colț de pâine bună. De asta noi am făcut, cer scuze, de asta am făcut noi. Uh și pâinii neagră, și pâinii cu semințe. Și... Adică seara dacă la culcare mănânci o felie de pâini cu rețetă curată, că e rețetă curată când am gândit, au uh, am fost foarte... Uh, am, am analizat-o ca să știți cum e mult întreabă. Ce înseamnă rețetă, Adică până, 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 ieri cum a fost? Nu a fost curată? Sau... Așa, așa, da. Și... Există și pâine murdară, corect. da. Corect. Și atunci a, chiar a fost pentru noi o, o provocare, provocare și, da, da, și, da. și într-adevăr, nu, adică, nu, lumea, știți cum e, ambalajul, să uită, să, și atunci noi am crezut am în rețetă curată din cauza că, Omul, adică la ora actuală, eu dacă vreau să cumpăr ceva, este foarte bine să mă uit și să mă informez de, de cel produs. Da. Că dacă am încă în el într-adevăr, dacă pâinea poate să fac rău, dacă are o groază de... aditiv, ...chestii, ea normal ce să nu spunem? Rău. Absolut, dacă, categoric există. Și noi de asta am investit, ca noi să putem să facem un produs cât mai curat, ca omul să, citească și după aia să aibă încredere. Noi în fabrică chiar primim și studenți și elevi ca să vadă cum se face pâinea. Adică e foarte mult să aibă încredere, că dacă pui un preț și vede, băi, dar tai pâinea e... Mai scumpă. Mai scumpă. De ce? De ce? Să vadă că de la cum începe, vine făina și până ce pâinea, să, sunt niște costuri care ca să poți să faci acea pâine trebuie să nu faci rabat, adică procedurile să fie ca la, ca la carte, Și mai nou acum multă lume face pâine în casă, chiar mă sună, fă că vreau să văd ce fel de făină, adică așa am mai, pâinea în casă, eu nu pot, pe, pe, fă-o, exact, că mul, da, mulți se da. fac da, o, da, da. o lună de zile și după aia nu mai fac. O da. Dar, o pâine... Atenție, eu fac în casă, în aparatele acestea, în care se amestecă totul și este, da, un fel de producție, să zic așa, automată. Nu este pe rețetă tradițională, cu lăsat, acoperită. Asta vreau să spun, că da, o pâine da. ca să dospească, să stea două ori la dospit sau să aibă mai iau asta două ori adică ai niște chestii care n-are cum să ți iasă. ai într adevăr pâinea, că e pâinea caldă scoți din cuptor, miroase și miroase frumos, miroase da, frumos. calitatea unei pâini, părerea mea, trebuie să aibă anumite proceduri ca să ia să obții sănătoasă și mai cum acum lumea cu mari problemă cu colonul, cu, cu intoleranța la gluten, toate mai lucrurile multe acestea, lume la biros, da, de, da, da, da. Și atunci da. e foarte important să mănânci o pâine sănătoase Și cu care să fie curată. și cu rețetă curată, și cu toți acești timp respectați. Pentru că, din nou, în momentul în care, iată, intrăm într-un magazin și vedem un, la capitolul raionul de pâine o mulțime de sortimente, de foarte multe ori cumpărătorul este în, în, să spun așa, ușor nedumerit ce produs aleagă. Exact cum bine ați spus, și eu, la rândul meu, ca și consumator, încerc să identific brandul, producătorul, care să-mi ofere transparență, seriozitate, care să văd că de-a lungul timpului și-a menținut standardele, care să pună pe etichetă cât mai puține ingrediente. De multe ori spuneam că un produs care are mai mult de 5 ingrediente pe etichetă ar trebui nici măcar să nu-l mai cumpărăm. Ori lucrul acesta, dincolo de reclama, pentru că acum, na, suntem într-o eră, într-o într epocă în care reclama este sufletul comerțului, însă ceea ce trebuie să știm noi, ca și consumatori, Că pâinea care, și orice produs alimentar dezvoltă inclusiv o relație afectivă cu fiecare dintre noi. Da? Este dincolo de nutriție. În momentul în care știi că în spatele producției, în spatele rețetei, se află niște oameni care sunt implicați și care au această dorință de a face un produs curat, lucrul acela te hrănește suplimentar. Deci prețul arată, iată, prețul face diferența, dar foarte important și identitatea omului din spatele produsului pe care tu îl consumi trebuie să fie cunoscută. În tot ce înseamnă, eu știu, psihologie de consum, se pare că acum noi ca și oameni care ne bucurăm de o abundență fantastică alimentară, ne lipsește această, avem această această teamă și de asta observ și la mulți consumatori, sunt ca, ca într-o teorie a conspirației. Bănuiesc industria alimentară de minciună, de lucruri care se întâmplă, eu știu, în spatele porților închise ale fabricilor, tocmai pentru că noi nu mai, cap, nu mai avem ca pe vremuri să știm că, uite, ăsta e brutarul nostru din sat, Ăsta e măcelarul nostru din sat, ăsta este omul de la care cumpărăm fructele și legumele. Deci, în spatele unui produs nu se mai ascunde, nu se mai vede identitatea unui om. Și atunci fără această legătură directă de încredere, noi nu mai, nu mai putem să avem încredere în mâncare. Deci cred că e foarte important ca inclusiv industria alimentară, să fie transparentă, iar oamenii care fac lucruri cu suflet și în care investesc și efort și iată, folosesc ingrediente de calitate, rețete curate, trebuie să-și spună povestea ca noi, consumatorii, să putem apoi face diferența între, între, între un producător și altul. Și că tot vorbeam de intoleranța la gluten, dragii mei, nu este. Nu știu dacă neapărat este o afecțiune, o eu știu, o fragilitate pe care, pe care tot mai mulți oameni o prezintă, sau doar ni se pare nouă că nu mai putem tolera glutenul. Un lucru vreau să vă spun: acest gluten este o proteină din grâu și, într-adevăr, noi, la produsele cerealiere, avem o să spunem, o capacitate parțială de a le digera. Noi nu putem, spre deosebire, iată, de carne, pește, pe care le putem consuma și crude, când vine vorba de proteine de origine animală, ei bine, la proteinele de origine vegetală, implicit cele din cereale, noi nu le putem digera decât dacă sunt pregătite termic, adică coapte sau fierte, da? O cocă, iată, bine dospită, nu o putem mânca crudă. Ea trebuie să fie coaptă, numai așa le putem digera. Ce se întâmplă prin respectarea acestor timpi, apropo de dospit, frământat și așteptat? Aceste drojdi, aceste, aceste, până la urmă, bacterii, aceste culturi, încep digestia amidonului. Deci o pâine care a fost corect frământată și la care s-au respectat timpii de dospire, ea deja este predigerată. Tu, când o consumi, nu mai ai problemele. Exact, nu mai problemele de intoleranță. amidonul acela, glutenul acela este deja predigerat, și nu o să ai nici balonare, nici arsură, nici intoleranță la gluten. Dacă pâinea pe care ai mâncat-o este corect uh, preparată, da? Deci, țineți ține -ți cont de faptul că o pâine. Nu toată pâinea da, se comportă la fel în organism și descoperiți singur uh, produsul, pâinea care vă pică bine, tocmai pentru că acest timp de, de dospire, dacă sunt respectați, uh, ei schimbă cu totul uh, reacția organismului. Apropo de, apropo de maia și de drojdie, spuneți-ne un pic. Uh, um, este o fermentație lactică, din câte știu, când e vorba de maia și este o fermentație acidă când este vorba de drojdie. Se simte în mirosul pâinii cu ce a fost? Dumneavoastră puteți fi păcălit când vine vorba de o pâine, știți, dacă a fost făcută cu drojdie sau cu maia? Eu am un, cred că un, un defect unde ajung. Așa? Pâinea primit la pâine mă uit și o, și o miros, miros și o, o gust. Așa? Nu dau seama, bineînțeles. Și de asta am și noi am apăsat accerația pe Maia, cred că am fost primii din zona Moldovei cu, cu Maia, că am vrut să, să, fie un produs sănătos, adică orice copil, că e mic, că e bunica, că e adică să poată să mănânci altceva, adică să aibă siguranță că produsul ăla îi, îi, e, e, uh, okay. unul care să-i facă bine. Și atunci, normal, mm -hmm. că dacă ai, dați cum e pâinea asta, <laughs> cu secare. În Germania, când am fost Ani urmă. Așa, la miros. miros. Vreau și eu un colț, da. Un colț de pâine. Da, deci. Într-adevăr, e... cum a spus dumneavoastră, în, înainte e... de Revoluții, lumea pâinea albă era... Mâncam franzelele acelea pufoase, dar nici nu mai știu cât era, un leu, doi lei, da? Mâncam toată pâinea familie, odată. Am frați care dacă mai o pâinea glas, mă pâine a neagră, am pe timpul, nu vreau. Da, iată, vezi, da. A, e de tristă amintire pâinea neagră, da? Nu da, ne mai place. Dar e bine, de asta ai de educație, de a mânca, e foarte important e să combinăm, adică seara dacă mănânci o, o felie de pâine cu nu știu, cu plagă <laughs> Orice merge bine cu pâine. Mai, da, o pâine neagră, de exemplu, cu dacă de dulceată, ceva, adică a, a, automat pentru colon, am cum mai devreme, e foarte sănătos. La capitolul, la capitolul nu există pâine bună, nu există una recomandată și alta mai puțin recomandată. Ce pot să vă spun, dragii mei, din punctul de vedere al consumatorului și iubitorului de pâine, pentru că eu eu pot să spun că dacă am o slăbiciune în viață, asta este pâinea cu brânză, dar aș putea să mănânc toată viața pâine cu brânză și să nu mă plictisesc. De ce? Pentru că nici la capitolul sortimente de pâine, nici la capitolul sortimente de brânză, nu mi se pare că îi puizezi, să spun, oferta. Și foarte important, și vă îndemn și pe voi să găsiți pâinea potrivită pentru felul de mâncare, să spun așa, cu care să se asocieze cel mai bine. Iată, eu, de exemplu, când mănânc, când mănânc telemeaua noastră cu roșii, da, cu salată de roșii, îmi place să mănânc pâine albă. De ce? Pentru că mi se pare că gustul ei, care este un pic mai fat, mai puțin intens, mă lasă să, să, apreciez bine gustul de telemea și gustul de roșii și mai merge foarte bine miezul, așa, să zic, înmuiat în zeama de la roșii. În schimb, când mănânc cu untul, cu sare, vreau să fie o pâine mai densă, o pâine mai gustoasă, tocmai pentru că acolo se simte bine, sau mă rog, îmi place să, pâinea să fie mai intensă ca gust când mănânc, în schimb, Pariser cu pâine și cu castraveți, din nou, pâinea trebuie să fie albă. Deci, există zeci de sortimente de pâine, tocmai pentru că fiecare merge bine împreună cu un fel de mâncare. Nu avem o pâine universală care să ne placă la toți, să se potrivească cu tot, cu, to cu toate gusturile și atunci ăsta trebuie să fie rolul nostru: să ne găsim producătorul în care avem încredere, să ne găsim. Rețeta curată în care pâinea să fie, iată, făcută din ingredientele pe care le cunoaște și bunica, și nu în ultimul rând să avem grijă la cantitate, pentru că nu pâinea îngrașă, dragii mei, ci prea multă pâine. Așa că sfatul meu este: puneți din nou pâinea la loc de cinste pe masa voastră și găsiți pâinea care să fie pe gustul vostru. Dar da, pâinea este un aliment de bază și așa trebuie să rămână pâinea noastră, cea de toate zilele. Îi mulțumesc domnului... Nu-i și... în... Așa, nu-i trecut degeaba în, 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 cărțile, în cărțile bisericești, da, pâinea noastră, cea de toate zilele, fără ea nu putem. Domnule Ștefan Holico, vă mulțumesc că mi-ați spus povestea pâinii și vă mulțumesc că aici, în Moldova, să faceți pâinea cu gust pentru că trebuie, știți cum e, cu drag. Să, să, cu să, drag. să învățăm oamenii că lucrurile bune au nevoie de seriozitate, de timp și până la urmă de oameni cu suflet care să le, să le pună în practică. Vă mulțumesc și vă doresc tuturor o seară frumoasă. La mulțumesc, revedere! Să Frecvența costului La Europa FM